ați pășit. Ele ca șudin chinare locul cel slăvit. Știți voi oare ce sunt frații din Lăcașul Sfânt? Ei sunt rodul din Golgota pe acest pământ. Aici ei se roagă, inima și-o leagă, și-ntr-o singură simțire ruga-nalță în sus. Cerul se deschide și cu drag privește înspre cei născuți în Domnule, frații lui Iisus. Aici ei se roagă, inima și-o leagă, și-ntr-o singură simțire ruga-nalță în sus. Cerul se deschide și cu drag privește înspre cei născuți în Domnule, frații lui Iisus. Când suntem în încercare, noi aici venim, suferința și încercarea ni le împărtășim. Când durerea e prea mare, iar unu-i mai slab, atunci toată adunarea strigă într-un glas. Ne-adunăm toți frații și-l chemăm pe Domnul, pe acela care poate să dea ajutor. Dumnezeu coboară, el ruga ne ascultă și cu drag el cercetează pe al său popor. Ne-adunăm toți frații și-l chemăm pe Domnul, pe acela care poate să dea ajutor. Dumnezeu coboară, el ruga ne-ascultă și cu drag el cercetează pe al său popor. Obosit, atunci toată adunarea ne rugi m-a sprijinit. Când am fost în suferință, frații s-au rugat, Domnul i-a ascultat ruga și m-a vindecat. Eu am plâns cu frații, ne-am rugat cu toții și pe medicul cel bun noi toți l-am implorat. Boala și durerea și toată întristarea Domnule cu asa îndurare mi le-a îndepărtat. Eu am plâns cu frații, ne-am rugat cu toții și pe medicul cel bun noi toți l-am implorat. Boala și durerea și toată întristarea Domnule cu asa îndurare mi le-a îndepărtat. Aici noi suntem în casa cea de pe pământ, până vom ajunge odată acolo în cerul sfânt. Bine cuvânt
așteptați pe Domnul cei iubiți de El, că Cel ne poartă povara și ne duce în cer. Iar aici cu toții să plângem cu frații, să luptăm, să ne adunăm și să ne mângâiem, să-L slăvim pe Domnul, Dumnezeu slavei, să cinstim numele Său, cu toți să-L lăudăm. Iar aici cu toții să plângem cu frații, să luptăm, să ne adunăm și să ne mângâiem, să-L slăvim pe Domnul, Dumnezeu slavei, să cinstim numele Său, cu toți să-L lăudăm.